Acum să folosim aplicația, să scriem un disc folosind eBurner. Îl pornim. În prima fază suntem întrebați ce tip de disc dorim să facem. Un disc cu date, audio, a doua opțiune, și a treia opțiune să scrim o imagine pe un disc. Prima opțiune cred că e cea mai uzuală, să scrieți pur și simplu date pe un disc. Mergem la etapa următoare, la pasul următor. Tipul discului în funcție de câte sesiuni are. Ce înseamnă multisession? Înseamnă că, de exemplu, dacă odată aveți doar 300 de megabytes de scris pe un CD, făcându-l de tip multisession, puteți să scrieți și restul spațiului rămas liber cu altă ocazie. Deci, făcându-l multisession, puteți să scrieți de mai multe ori pe el. Append session este să continuați un disc care are deja o sesiune pe el scrisă sau mai multe sesiuni, dar mai are și spațiu liber. No multisession, fără sesiuni multiple, adică o singură sesiune cât tot discul. Eu o să creez un disc multisession. Acum, cum facem să adăugăm fișiere? Pur și simplu le căutăm pe hard disk. Aici, în partea de sus, în toolbar, avem trei butonașe cu care putem aranja ferestrele. Acestea două sunt cele mai indicate să le folosiți. Le puteți aranja orizontal sau vertical. Eu prefer orizontal. Să luăm câteva kituri de instalare, de exemplu, și să le adăugăm pe disc. Putem să schimbăm numele discului. Putem să mai adăugăm subdirectoare, să le redenumim. O să șterg. Putem să selectăm direct un folder, un director pe care să-l adăugăm pe disc. Mai avem și autorun, vă recomand să nu umblați aici, puteți să faceți mai mult rău decât bine. Cu această funcție puteți practic să rulați automat la inserarea discului, să rulați automat anumite aplicații, să faceți un mic meniu, dar e complicat, necesită timp, nu vă recomand să vă bateți cap. Și acum să scriem discul, mergem la Burn Disk. În principiu o să avem un singur device, acesta este CD writer-ul meu, de fapt e DVD writer. Acum pot să fac mare această fereastră ca să o vedem mai bine. Aici avem un mic log cu ce s-a întâmplat, cum a căutat el unitățile, cum a detectat vitezele. Așa, deci aici unitatea pe care o vom folosi ca să scriem discul, viteza o selectăm din această listă, la mine este una singură. Vă recomand să nu o folosiți nici pe cea mai mare, nici pe cea mai mică. Undeva la mijloc e ideal. Putem să facem și o simulare. În general nu știu cât de utilă vă este această opțiune, eu nu o folosesc. Am folosit-o o singură dată de curiozitate. Și write. Write ca să scrie discul propriu-zis. În caz că folosiți discuri reinscripționabile, o să aveți activat și acest buton, erase. Și puteți să ștergeți discul dacă are deja date pe el. În două feluri, Quick Erase sau Full Erase. Quick Erase șterge doar parțial datele, Full Erase ștergându-le complet. De asemenea, Quick Erase durează și mai puțin, Full Erase durează ceva mai mult. Eu o să-i dau un Quick Erase pentru că folosesc un disc reinscripționabil și are ceva pe el. Și ca să nu ne încurce, mai bine îl șterg. Presupun că rigla, ca să zic așa, gradată de jos, ați observat-o, care arată cât de mult ocupă ceea ce ați adăugat pe disc. În cazul meu ocupă mai puțin de 100 de megabytes, aproximativ 60-70. Deci acum
mi-a șters discul și o să-l scriu, să-i dau burn. Acum, datele pe care le-am selectat eu aici vor fi scrise pe disc. Puteți salva proiectul sub formă de fișier DBR, pe care din nefericire îl puteți deschide doar cu DeepBurner. Deci am dat Save As. Pe desktop o să-l salvez. Acum am salvat proiectul. În cazul în care doresc să scriu acest disc și nu știu, să mai fac o copie peste 2 săptămâni sau peste o lună, o să salvez sub formă de fișier DBR, ca să nu mai stau eu să le caut pe hard disk fișierele pe care să le pun. E oarecum mai simplu. Dacă, de exemplu, doriți să faceți 10 copii ale aceluiași disc o singură dată, puteți bifa, mă rog, schimba de aici la number of copies, puneți mai multe copii. Și după ce termină primul disc, o să vi-l ceară pe al doilea. Și tot așa până termină toate copiile. S-a terminat și proiectul, procesul de scriere. Acum mai e o chestie. Putem salva aceste fișiere sub formă de imagine disc, sub formă de fișier ISO. Fișierul ISO este diferit față de cel proiect, pentru că el conține fișierele de pe disc. O să vă arăt imediat. Să îi punem un nume, test. Și o să-l salvez pe desktop. Mi-a scris și imaginea. Deci acesta este... Deci acestea amândouă sunt, să zic așa, proiecte. Diferența între ele este că acest mic fișier DBR poate fi deschis doar cu DeepBurner și conține doar informații despre locațiile în care se găsesc fișierele pe hard disk. Deci dacă îi trimiteți cuiva acest fișier DBR, nu o să aibă ce face cu el, pentru că cel mai probabil el nu are acele fișiere și chiar dacă zicem le are, șansele sunt și mai mici să le aibă în aceeași locație pe care le aveți și în care se găsește la dumneavoastră pe calculator. Fișierul ISO, în schimb, ocupă mai mult spațiu, cam cât ocupă toate fișierele acelea. Însă dacă îl trimiteți cuiva, el poate să scrie un disc folosind acest fișier. Dacă ați observat sistemele de operare, nu știu, Ubuntu, Windows 7, vin sub formă de imagine. Adică conțin toate fișierele. O să discutăm în detaliu în partea următoare despre cum scriem imaginile pe disc.